Fostul internațional a discutat cu oficialii din fotbalul argeșan, iar mai apoi a plecat spre Vâlcea. Printre alții, la discuția au luat parte oficial de la CS Mioveni, FC Argeș, Athletic Bradu sau AJF. Lupescu le-a prezentat propunerile sale privind redresarea sportului rege și a discutat cu aceștia despre problemele cu care se confruntă. Și astăzi a fost un grup de lucru în care am discutat problemele fotbalului românesc, au fost foarte importante, ca și în celelalte județe. Sunt multe probleme similare, multe probleme pe care puteau fi rezolvate în acești 4 ani de zile și nu știu ce nu s-au făcut, dar cu absolut toți am fost de acord cât de important este să investim în copii juniori și în special să avem o legislație permisivă în sportul românesc, nu numai în fotbal, în sportul românesc, care să poată să ajute partenerii noștri, și mă refer aici la autoritățile locale, să poată să investească în sport. Pentru noi vorbim particular fotbal, dar fotbalul nu poate să scoate din sport, așa că e important să avem o lege permisivă și coerentă în ceea ce privește sportul românesc. Lupescu spune că va face tot posibilul să redea gloria de altă dată fostelor centre care au dat talente în fotbalul românesc. Am văzut foarte multă lume care era entuziasmată, multă lume care dorește o schimbare în competență și am dezbătut și probleme locale, la nivel local, pentru că Piteștiul, așa cum era și Craiova, este un fief în care întotdeauna au provenit jucători foarte mari, jucători care au făcut istoria în fotbal românesc. Și cred că și în continuare este important că de aici să vină jucători către echipele naționale și după aceea, bineînțeles, să plece și în străinătate. Alegerile pentru conducerea Federației Române de Fotbal vor avea loc pe 18 aprilie. În cursa pentru funcția de președinte sunt Ionuț Lupescu, Marcel Pușcaș și Răzvan Burleanu.